spital care i s-a închis fără noi pe nedrept. Deci acel, în acel spital de la Săcele, domnul Scumpă, s-au băgat undeva la 54 de miliarde de lei. Doar în ultimii ani. E spitalul înapoi! Vreau să bate joc de noi! E spitalul înapoi! Vreau să bate joc de noi! E spitalul înapoi! Vreau să bate joc de noi! E spitalul înapoi! Vreau să bate joc de noi! E spitalul înapoi! Vreau să bate joc de noi! E spitalul înapoi! Vreau să bate joc de noi! E spitalul înapoi! Vreau să bate joc de noi! Nu ne condamnați la moarte!
sunt oameni onești. Fiecare dintre noi cei prezenți aici suntem reprezentanții mai multora dintre ai noștri. Fiecare dintre noi plătim dările către stat. Fiecare dintre noi plătim CAS. Pentru ce, domnule ministru, plătim noi CAS? Nu avem dreptul să ne tratăm copiii și părinții în spitalul nostru. Nu avem dreptul să ne tratăm părinții și copiii în spitalul nostru. Domnule ministru, în următoarele 10 minute urcăm la dumneavoastră să vă repunem acest memoriu. Dacă cumva nu ne primiți sau nu aveți timp sau sunteți plecat în concediu sau în altă, așa mă gândesc că toți oamenii ăștia vor veni la dumneavoastră să vă bată în ușă la birou, să le ascultați cererea. Este o cerere de bun simț. Vă reamintesc, fiecare dintre noi plătim CASE. Este normal să ne redați spitalul nostru. Comunitatea săceneană a investit în acest spital multe miliarde de lei în ultimii ani. De ce a fost închis? Venim să ne dați răspunsul! Acolo, nu este corect! Este o lăsie corectată!